Vă salut, dragi colegi, cu voi este canalul Eripidion și bine ați revenit pe acest canal. Noutăți în volieră, am pus boxele alea două acolo, pentru pescăruși. Perechea de liști, masculul ăsta și femeia de acolo, nu mai au ouă. Un ou l-au spart și pe celălalt l-au turtit. Ăștia doi jucătorii nu mai au nici ouă, le-am aruncat. Să vă mai arăt puișorul. S-a dezvoltat foarte bine. Va fi un pui foarte frumos. Înfoiații bătrâni se cuibăresc să o iar. Masculul de capucini cântă după femelă, după asta. Dar normal că femela nu este interesată. Oricum, când va da căldura la primăvară și vor trage la pereche, n-are ceva ce decât să se împerecheze cu ce trebuie. Mi-ați spus pe clipurile trecute să arăt voliera din față și să vorbesc puțin despre ea. Bă, ce pot să zic, tabla am pus-o special în față pentru pisici. Dacă o făceam din blană sau OSB, erau șansele să se cațere pe blană și să intre la porumbe. Așa, cu tablă nu au șanse prea mari. Într-adevăr, există posibilitatea să sară. Gen, de aici se poate duce acolo, dar a spune eu că este înălțime destul de mare și n-ar sări până acolo. Dacă se va întâmpla vreodată să-mi intre pisica la porumbei, singura modalitate ar fi să înconjur trapa cu tablă. Gen, să pun o bucată de tablă aici și după nu o să mai aibă cum să sară pisica, zic eu. În rest, ce pot să zic, dubă nouă. I-am schimbat și-l taică-miu duba. Ce pot să zic? E dubă frumoasă. Da, deci, în rest, ce pot să vă zic? Nu am ce. Clipul scurt, știu, dar asta e. N-a ce să spun mai mult de atâta. Deci, ce pot să vă zic? Cam atât cu clipul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și desigur, până la următorul clip, cum a fost canalul Eripidion, eu m-am dus. Ciao!